spunem, când o să am jobul ideal, când o să am relația ideală, când o să am acea mașină, când o să fiu perfect sănătos, când o să fie totul perfect, atunci o să fiu fericit, atunci o să fiu liniștit. Și viața la rândul ei așteaptă fix același lucru. Ea stă după tine ca tu să fii fericit și liniștit și mai apoi o să-ți ofere aceste lucruri. De fapt, bună dragilor, eu sunt Maria, bine ați venit sau revenim pe canalul meu. Aici vorbim despre depășirea fricilor și trăirea vieții la adevăratul ei potențial. Vorbim despre legea atracției, spiritualitate, psihologie și tot ce ține de această lume interioară, care mai apoi dictează modul în care se petrece tot în exteriorul nostru. Așa că astăzi, tot în acest sens, o să vorbim despre principiul legii atracției, fake it till you make it. Prefă-te până când îți iese. Pare e o zicală pe care probabil ați auzit-o de foarte multe ori, dar este foarte, foarte aplicabilă și foarte eficientă în această teorie a legii atracției, conform căreia interiorul nostru atrage ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru. Cu toții ne dorim să manipulăm oarecum sau să controlăm într-un fel sau altul ce se petrece în jurul nostru. Vrem să credem că avem cumva controlul. Există părți bune în acest lucru, dar există și părți rele care ne pot frustra și ne pot băga în niște cicluri neîncetate de gânduri din care ne e foarte greu să ieșim. Dar, de exemplu, dacă avem un subiect în viața noastră care nu merge într-un mod ideal, de exemplu, subiectul relațiilor, domeniul financiar sau social, mai știu eu ce, ei bine, ne putem folosi de univers și de aceste tertipuri ale legii atracției, astfel încât să încercăm să aducem în viața noastră îmbunătățirea acelui subiect. Cu siguranță cu toții am auzit despre legea atracției și chiar dacă este foarte la modă, această lege a atracției, de fapt, la bază, este de fapt un principiu universal foarte valid și foarte adevărat, dar pe care fiecare îl interpretăm așa cum putem și așa cum știm și mai ales învățăm despre el în foarte, foarte multe moduri. Ei bine, această lege a atracției, adică legea conform căreia interiorul tău atrage ceea ce se petrece în exteriorul tău, poate fi accesată și poate fi înțeleasă și chiar manipulată în mai multe moduri. Astăzi vreau să vorbim despre unul dintre aceste moduri și anume principiul fake it till you make it. Prefă-te până când îți iese. În engleză pare mult mai cool, dar despre asta e vorba. Prefă-te până când îți iese. De ce? Pentru că cea mai mare păcăleală este aici. Cu toții ne dorim să controlăm ce se întâmplă în jurul nostru. Vrem să credem că avem oareși ce control în această viață și că nu totul este la întâmplare. Vrem să controlăm îmbunătățirea vieții noastre în mai multe domenii. Poate să fie vorba despre domeniul financiar, poate să fie vorba despre domeniul relațional. Oricare subiect, este normal să ne dorim să trăim viața la potențialul ei cel mai frumos. Așa că ne putem folosi de această lege a atracției să preluăm controlul, să ne luăm responsabilitatea și să zicem, bun, uite, eu fac ceva conștient astfel încât să atrag cei mai frumos în viața mea. Și acest principiu, fake it till you make it, vorbește despre asta de fapt. Pentru că păcăleala cea mai mare este că noi vrem totul de la viață și apoi să fim fericiți. Noi vrem, spunem, când o să am jobul ideal, când o să am relația ideală, când o să am acea mașină, când o să fiu perfect sănătos, când o să fie totul perfect, atunci o să fiu fericit, atunci o să fiu liniștit. Și viața la rândul ei așteaptă fix același lucru. Ea stă după tine ca tu să fii fericit și liniștit și mai apoi o să-ți ofere aceste lucruri. De fapt, aici am rezumat întreaga filozofie a legii atracției. Tu aștepți ca viața să-ți ofere toate motivele ca să fii fericit, dar viața, la rândul ei, acest univers, modul în care funcționează totul, așteaptă același lucru. Așteaptă ca tu să fii fericit și apoi să-ți dea toate motivele. Așadar, acum ați înțeles această corelație între cum funcționează legea atracției. Mai întâi trebuie să schimb în interiorul meu și apoi realitatea se mulează pe interiorul meu. Și principiul fake it till you make it. Adică ne vom preface mai întâi și apoi viața o să se schimbe și realitatea exterioară o să se schimbe astfel încât să se muleze pe noua noastră identitate, pe noul nostru interior.
Știu că e foarte frustrant pentru că de cele mai multe ori așa suntem noi obișnuiți, din păcate, să căutăm în exterior dovezi. Noi căutăm dovezi materiale în exterior și doar atunci ne schimbăm. Așteptăm să vedem jobul ideal, așteptăm să toată lumea să se poarte perfect cu noi și totul să fie foarte, foarte armonios în jurul nostru. Așteptăm acea vacanță, așteptăm mașina, v-am zis, așteptăm, așteptăm, așteptăm. Dar ghiși ce? Această așteptare este o păcăleală a minții, pentru că și dacă ai toate acele motive, de foarte multe ori se întâmplă ca tu să nu ai de fapt emoțiile pe care le așteptai atât de tare. Pentru că aceste emoții, gândurile noastre, stările în care trăim zi de zi, nu depind neapărat de realitatea exterioară. Cu siguranță sunt interconectate, cu siguranță sunt influențate, dar în același timp sunt și foarte subiective. Vă arăt oameni care au toți banii din lume și sunt nefericiți. Vă arăt oameni care au totul, sunt și sănătoși, au familie, au și destui bani. Și totuși, mintea lor este obișnuită să creeze negativ, să se uite la cele mai mici chichițe, să fie în depresie, să nu le convină nimic. Deci, aceste lucruri, păcălearea minții noastre este asta. Uite, dacă o să ai totul, o să fii fericit. Dar s-ar putea și când ai totul, eu tot să nu te fac fericit, tot să nu te las să fii fericit, pentru că tu deja m-ai obișnuit să fii nefericită. Mintea noastră este ca o maimuță pe care noi o dresăm din primele zile ale vieții noastre. Este o maimuță care este obișnuită să fie într-un anume fel. Dacă noi am lăsat această maimuță bezmetică să facă tot ce vrea și nu am dresat-o, și cei mai mulți nu o facem, și nu am dresat-o și n-am adus-o ușor, ușor, să zicem, ba nu, uite, bucură-te că ai asta, bucură-te că ai asta, fii fericită că, uite, e soare afară, fii fericită, fii liniștită. Ei bine, de cele mai multe ori această maimuță își construiește un comportament, adică construiește un tipar de nefericire. Mintea noastră e mult mai predispusă să fie nefericită decât fericită, pentru că asta este natura ei. Mintea noastră este un mecanism complex care, de fapt, el ne-a fost dat să ne țină în siguranță, să ne țină în viață. Și de aceea, rolul ei este întotdeauna să fie vigilentă, să vadă potențialele pericole, ce ne poate face pe noi triști, ce poate fi periculos pentru noi, atât fizic, cât și mental și emoțional. Deci întotdeauna ea este într-o vigilență. Fie că e vorba că nu te arunci în fața unei mașini sau că te ferești de o anumită persoană care te-ar putea răni. Nu neapărat fizic, v-am spus, deci și emoțional. Adică mintea noastră percepe un pericol, fie el că e unul fizic, la o amenințare pentru trupul nostru, o amenințare pentru principiile noastre, pentru mintea noastră, o amenințare pentru emoțiile noastre. Deci ea vede totul un potențial pericol. Și de aceea această natură a minții noastre către negativ, ea nu ne este dată să ne facă fericiți. Greșeala aici s-a întâmplat, pentru că noi încă din cele mai vechi timpuri ne-am ascultat gândurile și am luat această minte și în loc să o punem la locul ei și să spunem, bun, ăsta e un mecanism de care mă folosesc și care mă ține în viață, dar eu sunt mult mai mult de atât. Așa cum îmi folosesc mâinile și cum îmi folosesc darul vorbirii, așa îmi folosesc și mintea, conștient. Nu, noi acum suntem total identificați cu ea și noi credem fiecare gând, fiecare emoție, tot ceea ce naște mintea noastră, noi credem că este realitatea absolută. Și de aici problema nefericirii în această lume. Vai, cât de departe s-a dus acest video. Dar să întoarcem la principiul fake it till you make it. Legea atracției, de fapt, și acest univers așteaptă ca tu să ai identitatea, să ai starea interioară, că deja ai tot ce vrei și mai apoi realitatea exterioară se va mula. Se va mula pentru a-ți satisface această nouă identitate. Așadar, dacă vreți să vă îmbunătățiți domeniul profesional, dacă vreți să atrageți mai mulți bani, dacă vreți să atrageți sufletul pereche, nu știu, orice ați vrea, fiți deja acea identitate, fiți deja acea persoană. Nu așteptați, pentru că această așteptare este de fapt un cerc vicios. Tu aștepți situația ideală ca apoi să fii fericit, dar universul la fel așteaptă ca tu să fii fericit ca să poată să-ți aducă în realitatea ta, pentru că tu ești aici și tu vrei să fii aici. Universul cuantic nu funcționează așa, tu trebuie să fii aici vibrațional ca el să poată să-ți dea asta.
De aici, de pe această vibrație, de pe această identitate, nu ai cum să primești asta, pentru că asta vine pe aici. Este, pare foarte simplu, dar în același timp știu că este extrem de greu, pentru că trebuie să faci un salt cuantic, trebuie să-l faci, un salt al energiei tale, un salt al principiilor. Tu, obișnuit să trăiești aici de ani de zile, să zicem că, nu știu, poate nu ai o relație, să zicem. Și tu, ani de zile, ești obișnuit că ai avut numai eșecuri în relații și că ai dat de oameni care n-au fost potriviți pentru tine. Și tu vrei relația ideală, dar tu, energetic, vibrațional, ești aici. Din acest punct nu ai cum să te întâlnești cu această realitate elevată. Noi cu toții, de fapt, ne dorim o realitate elevată. Ne dorim din realitatea asta cu care sunt aici acum și cu care m-am obișnuit și pentru care suntem mulțumiți și recunoscători. Îmi doresc ceva mai mult. Viața asta este un joc. Viața asta are potențialuri nemărginite și noi suntem creatori în această viață. Și chiar misiunea noastră în această viață este să ne jucăm cu creația și ea să danseze în fața noastră pentru noi, să-i cerem și ea să ne ofere. Suntem creatori care am uitat cine suntem, ne-am lăsat înlănțuiți de această minte care ne spune că suntem mici, că ne e frică de totul și că nimic nu-i bine. Ei bine, dar noi suntem niște creatori și viața este aici pentru plăcerea noastră. Noi creăm în orice moment și fie că creăm puțin sau creăm ceva grandios, noi tot creăm. Și realitatea banală cu care suntem obișnuiți zi de zi este tot o creație. Efortul este același. Dar schimbarea aceasta, schimbarea cuantică, schimbarea de realitate este un efort mai mare. Pentru că te-ai obișnuit să faci atât și să creezi atât și tu acum îți dorești să creezi mai mult. Așa că ce vă recomand eu este așa. Vă provoc să faceți acest salt cuantic și încă de acum despre, nu știu, orice domeniu, fie că alegeți un singur subiect din viața noastră, voastră, fie că alegeți mai multe, faceți un salt cuantic, a leap of faith, vă provoc să aveți încredere, să faceți acest salt și să vă purtați ca și cum acel lucru deja s-a întâmplat. Dar nu mergem în zona aia în care încep să vorbesc despre un iubit imaginar, nu, în niciun caz. Cum te-ai purta dacă ai avea relația ideală? Cum te-ai purta? Cum te-ai simți dacă ai fi îndrăgostit? Cum te-ai mișca, ce ai face în momentul ăsta, te uiți la acest video. Dacă tu acum ai avea lângă tine persoana ideală, știi că e la birou și tu ești acasă și o să vină în 2 ore acasă și este persoana, este iubirea vieții tale, cum te-ai purta, cum te-ai îmbrăca, cum te-ai mișca, ce ai face de mâncare, care ar fi acțiunea pe care ai face-o? Te-ai pune pe canapea să te uiți la ceva, ai gătit ceva de mâncare, ai ieșit în oraș. Ce ai face? Face lucru. Fii tu persoana care atrage acel lucru în viața ta. Asta ne spune legea atracției și de aceea foarte mulți vorbesc despre ea, dar foarte puțin o înțeleg. De aceea foarte puțin oameni reușesc cu adevărat să schimbe viața oricât ce-ar dori asta. Pentru că nu fac acest salt cuantic. Nu oferă destulă încredere și ei, chiar dacă zic, bă, uite, hai, mă port pentru 2 zile așa, după aia și intră din nou în vechile pattern-uri și iară coboară pe vibrația asta. Și iară se poartă ca vechea lor identitate. Trebuie să stai o perioadă în acea nouă identitate până când lucrurile încep să se miște. Vă dați seama câte lucruri trebuie să orchestreze acest univers, câte misincronicități, câte acțiuni ale atâtor oameni, astfel încât tu să ajungi să întâlnești acea persoană sau tu să ajungi să câștigi mai mulți bani, da? Sau tu să ajungi să trăiești acea viață ideală pe care o meriți. Acordă încredere și poartă-te ca și cum deja s-ar fi întâmplat. Dar acest poartă-te ca și cum deja s-a întâmplat, v-am zis, nu te prefaci, nu spui, a, uite, vorbesc cu iubitul meu la telefon, nu, în niciun caz. Cum te-ai simți? Ăsta este laboratorul alchemic. Nu neapărat vorba, nu gândurile. Acestea gândurile sunt greu de schimbat. Gândurile, v-am spus, sunt impulsive. Acea maimuță e mai greu de dresat. Dar ce simți aici? Chiar și pentru câteva secunde pe zi, dacă tu ți-amintești că vrei să simți ca și cum ai fi acea persoană în noua ta realitate îmbunătățită, acea emoție, acea energie te ridică pe acea vibrație. Chiar și câteva secunde pe zi,
puneți-vă o alarmă pe telefon sau amintiți-vă pur și simplu și intrați în acea stare. Nu o complicați cu gânduri, nu o complicați cu când se va întâmpla, cum, dar cum se poate, cum e posibil. Nu, niciun caz. Acea emoție, doar entuziasmul. Am văzut pe TikTok acum câteva zile un tip care spunea așa, explica această stare foarte, foarte frumos, foarte frumos. A folosit tot subiectul banilor pentru că foarte mulți oameni relaționează cu asta și cred că e puțin mai impersonal, așa, nu intră în, nu știu, principii despre dragoste, iubire, suflete, pereche și așa mai departe. Așa că o să folosim și noi acest subiect. Și el a spus așa, dacă tu acum ai primit fie o moștenire, fie ai încasat 10 milioane de euro, 10 milioane de euro și ai, trebuie să-i depui la bancă și banca a spus că va dura o săptămână procesarea banilor până vor intra în contul tău, pentru că așa e procedura. Tu cum te-ai simțit în acea săptămână? Cum te-ai simți în așteptarea faptului că știi că ești deja bogat, că vei avea o sumă foarte mare de bani, dar totuși nu o ai acum? Cum te-ai simți? Acel entuziasm și acea siguranță că, bă, dar s-a întâmplat și doar eu știu asta, știi? Exact asta e starea și este fenomenală. Este foarte, foarte mișto și vă încurajez din suflet să o încercați. Cum te-ai simțit în acea săptămână? Cum te-ai simțit dacă ai ști că în 5 zile îl întâlnești pe fost frumos, întâlnești sufletul tău pereche? Cum te-ai comportat în acele 5 zile? Cum te-ai îmbrăca? Cum te-ai mișca? Cu ce parfum te-ai da? Fii deja acea persoană. Îmbracă-te, aranjează-te pentru realitatea pe care vrei să o trăiești. Comportă-te ca și cum ești persoana ideală în realitatea ideală. Mișcă-te, vorbește, privește, acțiunile pe care le faci. Fii deja acea persoană care atrage în viața ei acea realitate ideală. Ești creator în fiecare clip a vieții tale, fie că tu alegi să creezi banal sau extraordinar, ești creator. De aceea și parcursul de 21 de zile pe care eu l-am creat se numește De la ordinar la extraordinar, pentru că sunt câțiva pași, aceste principii magice prin care ne putem schimba cu adevărat realitatea și putem trăi o viață la adevăratul ei potențial. Avem un potențial nelimitat în această viață. Suntem creatori și misiunea noastră este să ne jucăm, să ne jucăm. Suntem creatori veniți la joacă pe acest pământ. Dacă vreți să aprofundați aceste principii, vă încurajez din suflet să urmați acest parcurs. Se numește De la ordinar la extraordinar, durează 21 de zile și de la orice nivel ați fi, trecem prin curățarea trecutului, abandon, intrarea în prezență, în afara minții, să nu ne mai raportăm la fiecare gând, la fiecare emoție, să nu ne mai dărâme în modul în care ne dărâmă de obicei și apoi intrăm în această postură de creator și vă dau mult mai multe unelte, aceasta e una dintre unelte, aceasta este un singur principiu, dar vă dau mult mai multe principii prin care puteți crea conștient în viața voastră. Cu acest video am și un cod de reducere special de 300 de lei. Dacă vreți să intrați în și să-l achiziționați, puteți să mă căutați pe Instagram, Maria Nicolau, îmi scrieți un mesaj și vă ofer individual codul de reducere. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și vă încurajez din nou. Faceți un salt. Fake it till you make it. Fii deja tu persoana ideală. Dacă te ceri cu soțul, fii deja tu soția ideală și o să vezi o schimbare în comportamentul lui. Dacă te ceri cu cineva la job, fii deja tu acel coleg ideal, acel angajat ideal, măcar pentru o perioadă, pentru o perioadă. Știu că e greu și că te lași angrenat în dreptate, nedreptate, dar uite ce a făcut, dar eu nu, e nedrept. Nu, nu, ieșiți din acel nivel, intrați în postura sinelui ideal și apoi vedeți ce atrageți în viața voastră. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și vă doresc o viață magică.